Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi vom discuta despre un lucru care, cred eu, este... Cum? An încărcat pentru Aikido. O să discutăm în această seară despre Aikido, pentru că, într-adevăr, este un an foarte încărcat pentru... această artă marțială, îi putem spune și sport pe de o parte, de ce? Pentru că disciplinează și pune la punct de la o vârstă fragedă foarte mulți copii. Dar eu aș insista un pic acolo la bun început pe caracterul ăsta foarte important și foarte interesant, cum tot sportul face primii pași frumoși pentru regionalizare. Pentru că eu cred e una dintre cele mai bune conlucrări pe care le-a avut vreodată Botoșaniu cu Suceava. Bineînțeles, au mai fost și multe altele, dar îmi scos și eu puiuțul în față, nu? Adică sportul. Tocmai de aceea, încă o dată, în cadrul emisiunii noastre, îmi face plăcere să-i spun bună seara, bine ați venit alături de noi, domnului Cristi Cărare. Bună seara și bine ne-am regăsit! Și să vă mulțumesc pentru faptul că ați dat curs invitației noastre de astăzi, că ne-ați lăsat și... să filmăm un antrenament de la Aikido și că în seara asta vom avea și o emisiune foarte bogată și în informație și în, și în imagini. Sunt destule, într-adevăr, și e posibil să fi fost o denumire bună încercat, pentru că cel puțin în conducerea organizației avea mult de muncă în perioada asta. Da, încercările sunt mari, dar bă, știți cum e, dacă tot am zis că e un an încărcat pentru Aikido, parcă mi se pare așa, eu mi-am structurat câteva idei esențiale pe care aș vrea și n-aș vrea să scot partea asta cu încercatul în față. Bun, în primul și în primul rând, am spus, avem imagini, o să vedeți dumneavoastră cam cum se desfășoară un antrenament la Aikido și poate vă face cu ochiul. De ce nu? Am fost surprins poate, să vedem poate că... Poate ajungeți acolo și dumneavoastră, stimați răspunsă. Că ați venit alături de noi, mulțumim. Da, sper să fie de bun augur. Anul ăsta vor fi multe. Am început deja cu un seminar în Pitești, un mare maestru din Japonia. A ținut seminarul, Kobayashi. Spune, s-au dat examene de grad 4 de ani. A fost chiar foarte, foarte reușit seminarul. După care acum pe 1-5 în Botoșani o să avem săptămâna altfel. S-au înscris la Botoșani la noi în dojo în fiecare zi câte 2-3 școli. Va fi foarte încărcat programul în săptămâna aia. După care 19-21, dacă nu mă înșel, aprilie. Stați așa, deci la Botoșani, școala altfel, a prins câteva ore de program. Suntem în al doilea an. În al doilea an. Da, da, anul la trecut. Suceava încă nu au apărut încercări de genul ăsta? Vrem să desfășurăm prima activitate și nu intră în categoria sport, intră în parte de cultură. Vrem să deschidem în colaborare cu Universitatea Ștefan cel Mare primul modul de artă și cultură japoneză în Suceava. Încercăm să obținem finanțare la primăria Suceava pentru activitățile noastre pe de întregului an. Partea bună a lucrurilor este că am reușit să primim acceptul să vină să țină modulul de curs Florin Popescu. Este 6 de ani Aikido Aikikai, recunoscut de Hombu Dojo din Japonia și e un erudit. El și-a dat licența în litere în Japonia pe baza unei lucrări scrise de misionarii creștini referitor la Biblie într-o scriere veche japoneză. Este un adevărat erudit în artă și cultură japoneză și vine din partea Centrului de Arte Marțiale și Studii Asociate din cadrul Universității din București. E chiar o somitate în domeniu și abia așteptăm să-l organizăm. Și 6 de ani în Aikido. Da. Dar cum le îmbină pe astea? Sau i-au dat onorific în Aikido? Da, mulțumesc frumos. Doar toate examenele în Aikido. Am vrea noi uneori să fie mai onorific. Da. După care, în luna mai, organizăm un seminar la Botoșani. Și apropo de regionalizare, deja la nivelul organizației Aikikai din România,
se așează ușor-ușor o formă de regionalizare. În fiecare an se va face un singur seminar într-o locație corespondentă regiunii. Anul ăsta va fi Botoșaniu, e posibil în toamnă, prin noiembrie, să mai fie unul la Piatra Neamț. Iar în zona noastră, dojo-urile de Aikido sunt în Vaslui, Iași, Botoșani, Suceava, Piatra Neamț, momentan. Încet, încet, încercăm să dezvoltăm în toate orașele mari, cel puțin. Aikido este, practic, calea păcii, da? Ca și traducere. O traducere uzuală. O traducere uzuală. În realitate, e... Ia uite, Doamne. E la fel ca în toate altele marțiale. Dacă vine să te atace, primul lucru, dă-te la o parte. După aia, ia-l cu tine. Diferența față de toate celelalte arte marțiale e că la final nu-l omori, nu-l distrugi, ci încerci să-l fixezi acolo, să-i explici că, frate, merge și cu pace, vorba ta. Deci, calea păcii, tocmai de-aia în Aikido nu o să vedem competiții de Aikido. Sunt interzise cu desăvârșire, pentru că eu chiar vorbeam elevilor mei că în viața de zi cu zi eu consider că avem patru forme de mișcare a corpului. Prima e cea fiziologică, mâncăm și așa mai departe. Okay. Partea a doua ține de recreere. Faptul că alergi, faptul că ai grijă de tine, eu știu, toate acele tipuri de merg la sală, fitness și așa mai departe. A treia categorie este forma competițională. Din punctul meu de vedere, când fiecare caută să ajungă la un nivel care să depășească alte niveluri în privința asta și atunci e ori individual, ori de grup, sunt sporturile competiționale. Absolut toate, chiar și în ramul artelor marțiale. Și cea de-a patra este spiritul samuraiului, pe care îl consider ca fiind cel mai evolutiv, când te gândești constant la perfecționare și la elementele de supraviețuire. E competiția cu tine, practic. Da. Deci n-are competiție, dar practic ai o competiție cu tine. Toate au. Pentru că toate formele, toate trei, față de, în afară de prima, au dorința de autodepășire. Nu trebuie diminuat aspectul ăsta. În schimb, artele marțiale tradiționale, cele vechi, fără formele competiționale, reușesc să păstreze ceea ce noi spunem codul Bushido, codul samurailor, unde onoarea, demnitatea, modestia în sine sunt pe primul plan și nici de cum dorința acerbă de a câștiga pentru o perioadă scurtă de timp ceva într-o competiție. Ori competiția în special apare datorită promotorilor care doresc să facă bani din chestia asta. Dacă n-ar fi bani la mijloc, n-ar mai exista formele competiționale. E simplu. Ca orice artă marțială, ca orice antrenament de artă marțială, trecem acum repede la sala Universității Ștefan cel Mare, sala de sport. Ca orice antrenament, acesta debutează tradițional cu o încălzire. În multe... Da. Andrei, te rog frumos să ne furnizezi imaginile. Orice încălzire e tratată foarte serios în domeniul artelor marțiale, în mod special. În alte sporturi, parcă am văzut, se mai fură puțin la încălzire. Sau mai uită. Partea de încălzire are rol să te introducă într-o stare. Da, și foarte important să-ți creeze formele motrice necesare să duci tot antrenamentul. Ori foarte important în Aikido, partea de articulații, partea musculară, trebuie bine încălzite, astfel apar întinderi, rupturi musculare și chiar nu și-au rostul. Ori la noi mergem mult pe detalii. Încheieturile începând la degetul mic până la, da, de la picioare. Asta văd până și eu acum, băieții, ce fac? Își demontează lava piciorului? Ce fac acolo? Nu, se asigură că fiecare oscior de la picior este bine încălzit, pentru că o singură mișcare făcută aiurea duce la accidente. Și cel puțin la noi în dojo, pe primul loc, e siguranță. Să nu se producă accidente. Restul. Au tot timpul să învețe, nu e nicio problemă. Păi asta, apropo de au tot timpul să învețe, e o vorbă și o zicere, așa, domnule,
în Aikido abia după primii 7-8 ani sunt mai grei. Sau... Ar fi bine 7-8 ani. În realitate sunt 10-15 și după 15 ani de practică te prinzi cam cum stă treaba. Problema este că nu te ascultă corpul, poate mintea vrea, dar până când nu ți-e duci corpul să răspundă așa cum ai dori, plus că un om adult înțelege mai repede, dar prinde mai greu. Copiii copiii nu înțeleg, dar prind imediat mișcările și ei ajung adolescenți, se conștientizează pe sine, având atitudinea marțială în ei. Da. Cu alte cuvinte, n-au fost bruiați de celelalte informații. Suntem persoane sociale, e normal la un moment dat să fim influențați de societatea în care trăim. Eu sunt supărat pe societatea românească și caut să ajut la formarea noilor valori, noilor caractere. Și Dan Puric pare supărat, dar nu e supărat totuși. Este o exprimare. E un susținător total al Aikido-ului. Vreau, dacă dă Dumnezeu cât mi-or fi să am pe pământul ăsta, vreau să formez caractere în spiritul ăsta samurailor, disciplinei. Și dacă unul din 100 reușesc să devină verticali, atunci misiunea mea e realizată. Da, uite, aici ne dăm un spectacol. Păi nu un spectacol, am venit cu camera, totuși... Da. Nu putem. Am fost surprins că v-am văzut în sală, la început nu știam ce și cum e pe acolo. V-am avertizat. Am zis că e un târzi, dar... Practic, aici e deschiderea antrenamentului, cam ce vor învăța. Antrenamentul tipic japonez, instructorul arată o tehnică, după care elevii salută, se așează față în față și o repetă. Până când instructorul oprește, arată următoarea tehnică. Bun, e destul de dificil. S-ar putea în Japonia un instructor să arate o tehnică și abia după 2 luni să o prezinte pe următoarea. În România nu cred că e aplicabil lucrul ăsta. Dacă eu aș face așa ceva și ați îl fac, doi copii îl la fac exact. Îl facem cel puțin o dată la lună, câte un antrenament atunci când pe o singură tehnică, pe o singură mișcare, atunci când eu vreau să mă asigur că a fost asimilată de toată lumea. Dar tipicul românesc european prea ajută să plixesc repede și mai ales copiii. Da, văd de la copii, lucru care mă bucură foarte mult, până la adulți, nu îndrăznesc să spun oameni în vârstă. Dar sunt, nu sunt în vârstă. Oameni în puterea vârstei. Cristi Creangă este cel mai în vârstă dintre ei și am avut o formă de amuzament. Nu, e un tânăr cu mai multă experiență, dați-mi voie să spun așa. El chiar lucrează la universitate, Cristi, și am avut o formă, cel cu coadiță. O formă de amuzament cu el, mi-a povestit că s-a întâlnit cu prieteni de familie, ceva de genul ăsta, și la un moment dat, la masă, fiind împreună, se plângeau toți că îi doare, ba, o coastă, ba, un genunchi, ma, și el spunea că mi-era rușine să le spun că n-am nimic. Vă surpere, mă. Nu, da, ăsta e un lucru cert în artele marțiale și mi-aduc aminte, în urmă cu ani buni de zile, un... cetățean mai în vârstă care venea la sală la antrenament, spunea: domne, extraordinar, de când fac arte marțială mă simt mult, mult mai bine, mult mai bine. Noi nu suntem interesați absolut deloc să creăm campioni în bătaie. Ar fi puierul și ne-a venit din partea noastră. Dacă reușim să-i facem pe oameni să zâmbească măcar de 2-3 ori la un antrenament și să dobândească noi cunoștințe, să fie atenți, atunci misiunea noastră s-a rezolvat de la sine. Ce este important la Aikido e liniștea. Majoritatea stau într-o stare de liniște, sunt atenți la ce se întâmplă, iar asta denotă doar disciplină. Da, asta am remarcat și în sală la momentul respectiv. Tonul dumneavoastră a fost întotdeauna foarte calm, cald și nu... vorbeați încet, astfel încât cred că ești obligați pe copii să vă asculte. Exact, așa este. Dacă te țipi la ei, în momentul următor le creezi o stare de panică, de stres și răspund ca atare. Când îți păstrezi o tonalitate apropiată lor,
lucrurile vin de la sine. Da, se formează. Cum e acolo? Jumătate de sală aveți saltea, jumătate nu e? Sau? Avem un sfert de sală saltea. Dacă o să vrea îl de sus, noi am scris un proiect către primăria din Suceava, în speranță să obținem. Îmi spuneți-o de sus, vă gândiți la Dumnezeu prima oară, nu? Întotdeauna. Întotdeauna. Na, dacă o fi, o să mai avem niște saltele să putem să lucrăm cum trebuie. Dacă nu, asta este. Chiar am avut o discuție cu un șef, Marius, la mine în București, și zice, atunci când sunt bani, oricine poate fi șef. Atunci când e criză, se vede adevăratul lider. Atunci când sunt probleme, cine e în stare să-și rezolve problemele sale, având problemele financiare în spate, atunci e adevăratul lider. Este foarte ușor să-ți justifici neputința dând vina pe alte probleme conjuncturale. Nu. Ți-ai ales un drum, urmează. Dacă crezi în el. Dacă bun, te interesează doar banii, vei pierde și vei dispărea. Ceea ce spuneți dumneavoastră e un lucru că se poate de clar și merge exact pe acel cod Bushido de care ați pomenit la bun început. Eu am exact pe aceeași idee de lider. Da. Eu am un mare avantaj, am băgat Bushido și în viața de familie. În Japonia medievală, samuraii habar n-aveau de ce se întâmplă financiar și administrativ în casă. Eu sunt venit din Vaslui, în Botoșan și, bineînțeles, acum Suceava. Și soția, normal, a trebuit să plece, nu a mai avut servicii. Am spus, nu nimic, îți predau toată partea administrativă a cluburilor, nu mă interesează ce încasări are, cum reușește să ducă proiectele cu primăriile din Suceava și din Botoșani. Eu îi spun doar atât. Vreau să fac stagiu, încerc să mă descurc și soția va face tot posibilul să ducă să la problemele. Da? Plus că se implică foarte mult în educarea noii generații. Are grupă ea separată cu cei mici. Și e mult mai facil pentru mine să evoluez alături de cei avansați. Centura Neagră câți ani? Un an și mai am de stat, pentru că la noi se muncește foarte mult și nu ceri să dai examen, ci ești invitat să dai examen. Așa. Și se dă examen doar cu maeștrii japonezi, nu avem nicio treabă cu câștigarea centurilor pe frumos sau pe ce ai în buzunare. Nu. De câți ani ai Aikido? Ui. Cred că sunt 19. Soția? E cu mine de 6 ani. 6 ani. Mă ajută foarte mult. E administrator. Am înțeles. E președintele asociației și pentru mine este foarte bine și am văzut că comparativ cu anii anteriori, de când a preluat ea conducerea, lucrurile merg din ce în ce mai bine. Pentru că o mână de femeie e binevenită întotdeauna. Numai cine nu înțelege lucrul ăsta nu se poate să aprecieze. La ce filmuleț am ajuns, Andrei, că le-ai dat drumul la toate așa pe bandă rulantă? De nu mai știu eu unde am ajuns. La 5 suntem. Aikido, Aikikai și Katori Shintoryu, a doua disciplină pe care noi o practicăm de vreo 3 ani, sunt discipline marțiale tradiționale și aparțin patrimoniului cultural ce prezervă și promovează codul samuraiilor Bushido. Eu știți ce? Eu înțeleg un singur lucru până în momentul de față. Bun, câte ceva mai studia și eu despre această artă marțială. Vă folosiți de agresivitatea în imaginele pe care le vedem. Dar cetățeanul ăsta, dacă nu știe să cadă, e voie de mama lui. Oricine, dacă nu știe să cadă, e voie de mama lui. Na. Aikido pare moale din exterior, pare un dans, dar în momentul în care ești pe saltea și simți pe pielea ta, mulți vin, puțin rămân. Na. Da, asta e toată chemare marțială. Să știi că așa este. Astea două arte marțiale ce le lucrăm noi au un caracter elitist. O secundă, ce e aici? Că am remarcat și atunci. Kokyuho Suariwaza. Suariwaza înseamnă postură în genunchi.
Este un exercițiu în care îți dezvolți energia internă și reușești să faci asta folosind în special forța respirației, CoQ. La asta se referă, forța respirației. El, Daniel, senpaiul, instructorul asistent, încearcă să vă țină blocate brațele, da? Da, da. Și doar experiența te ajută să ieși din acea postură, bineînțeles. Forța ține, ține și forța, nu? Poziția brațelor nu te ajută să folosești forța prea mult. Iar nu te ajută. E greu să-ți explic ție acum. Pur și simplu trebuie să fii acolo pe saltea, să mă ții, de-ți dau lacrimile de forța care mă ții și hai să vezi că este foarte ușor. Iar cel care cade nu pierde timpul degeaba, face ușor stretching. Niciodată să nu stai să dormi pe saltea. Acolo i-am explicat că o greșise mai multe Daniel și nu i-am permis să facă decât atunci când folosește cu adevărat forța respirației. Altfel, nu evoluez niciodată. A spus, copiii prind repede, dar... Cu părinții lor e mai greu. Da? Da. Orgolii, copiii sunt superbi, ușor de modelat. Fiecare cu educația celor 7 ani de acasă, dar dacă sunt câțiva care se țin de treabă, apar efectele, iar efectele nu stau în câștigarea unei medalii, ci în notele foarte bune la școală, pentru că am văzut că pentru cei ce au reușit să introducă Aikido în viața lor, Aikido a devenit după aia motiv de șantaj pentru note bune ale copiilor la școală. Altfel nu-i mai aduce la sală și mi-a plăcut. E bună și asta. Aici, practic, din toate mișcările pe care le-am văzut în seara asta până în momentul de față, niciodată, sau nu niciodată, n-am văzut pas înapoi în Aikido. Este. S-ar putea să-l fac ceva mai târziu, dar nu este înapoi, ci este lateral înapoi. Înapoi nu există niciodată. Este un lateral înapoi atunci când forța atacului este prea mare, prea puternică și riști intrând, riști căutând să ieși în spatele lui imediat și atunci este o formă de înapoi. De fapt, japonezii spun tenshin. Iar tenshin, în traducere liberă, înseamnă a întinde. Deci nu fac decât să îi întind atacul, să-l dezechilibrez, făcându-l să se întindă după mine. Și pentru asta fac un pas lateral și înapoi. Dar cred că e excepția care confirmă regula. Da, da. De regulă e irimi. Irimi înseamnă a intra. Irimi este baza Aikido-ului. Ce vezi acum este irimi. Intri. Prezentarea tehnicilor de fixare. Prietenoasă sala de sport a universității. Da, fără sprijinul conducerii universității, Aikido n-ar fi evoluat atât de bine în Suceava și sunt singurii și principalii noștri parteneri până în momentul de față. Sper să fie bine în continuare. Mai ales am văzut inclusiv site-ul universității, găzduiește parte de Aikido, cât se poate de clar. Parteneri în deci, toate... practic, pe www.usv.ro/Aikido, cam așa am și găsit informații despre toate lucrurile astea. E cât se poate de simplu și e la îndemâna oricui. Acolo se poate afla și program și așa mai departe. Vin titlurile Bucovina TV. Ne revedem după o foarte scurtă pauză. Colocul. Suntem din nou în direct pentru partea a doua a emisiunii noastre.
cu imaginile eram în sala universității, sunt în momentul de față ușor înghețate din regie, am să mai rog să le mai lase așa ușor la îngheț acolo, pentru a mai puncta din ceea ce am discutat în prima parte a emisiunii, încă o dată, dacă și eu zic că este cazul, anul pentru Aikido, anul 2013, este un an încărcat, a debutat cu un stagiu la Pitești, dar vor mai urma și alte lucruri interesante, pentru că pe lângă partea de strictă de Aikido urmează și stagii pe sabie. Da, pe al doua disciplină marțială din cadrul organizației noastre, Tenshin, Shoden, Katori Shin Toriu. Și dacă, tot sunteți implicat și în partea de Aikido și în partea de Katori, eu zic mai simplu, nu puteți să de la katana, sabie. Nu puteți să eludați arta și cultura japoneză. Cu siguranță. Centrul de artă și cultura japoneză a apărut dintr-o necesitate. Am fost nevoiți să vorbim la antrenamente în japoneză și e greu de asimilat, făcând și antrenament, să asimilezi și expresiile uzuale, cel puțin în privința asta, plus că dorim să ajungem în Japonia, iar acolo se vorbește doar în japoneză. Și atunci am instituit centre de artă și cultură japoneză la Botoșani. Sperăm de anul ăsta să deschidem și la Suceava pentru un prim modul. Avem al treilea dojo în Vaslui, sperăm și acolo. Dar pentru noi centru se dorește mai mult o așezare pe lângă cele două arte marțiale. Și dacă avem posibilitatea să îmbogățim fondul cultural al elevilor noștri și a instituțiilor partenere, cel puțin la Botoșani, cred că am numărat acum vreo 11 școli și licee care s-au înscris în proiect alături de noi. Da, să vedem dacă primăria va aproba acel proiect. Vrem să facem al doilea modul și la Botoșani, având un dojo privat, e al nostru non-stop, în fiecare joi, de la 4 la 5 ținem cursuri. Pur și simplu învățăm hiragana, katagana, astea sunt scrieri în japoneză. Cum ați spus în pauza de publicitate, japonezii au dus totul spre perfecțiune. Da, ei n-am văzut japonezii să fie în stare să inventeze ceva. În schimb, ce au inventat alții, ei au perfecționat. Într-adevăr, pe toate liniile. Păi, țin minte și aici, spuneați că... asta e un pas ușor în spate, nu? Acolo explicam că nu e bine. Da. Deci, aici ați explicat, practic, că există 3-4 tipuri de lovituri. Restul sunt derivări. Sunt 3 lovituri principale, shomen de sus în jos, Yokomen din lateral, poziționarea corpului în lateral, și Tsuki, lovitura directă. Restul sunt derivate, într-adevăr. Și orice formă de lovire este o derivație uneia dintre cele 3 mai înainte menționate. Da, iar la fiecare întâmplare de asta, fuga de la locul faptei, nu? Sau cum? Încerc să le spun elevilor mei. Atunci când ești atacat, primul lucru, pleacă de acolo. Nu sta să iei bătaie. Chiar am avut o divergență cu perioada în care eram jandarm cu un instructor și vă referiți spuneam, la Sora sau la Ghiță? Da, mulțumesc. Păi nu, acum știți cum e. Dacă nu pipărăm, și cu delicatese de asta. Chiar focusea afirmația că un bun luptător e un bun încasator. Și atunci mi-am permis să zic că stai tu să o iei, eu nu stau. Eu chiar nu vreau să fiu un bun încasator. Bine, divagăm acum. E simplu. Aikido e simplu, e frumos. E natural. Din cauza asta se învață foarte greu, pentru că dacă ar fi ceva complicat, ar fi interesant și ar fi mai ușor de asimilat. E prea simplu. E un adevăr. Cum ați spus, perfecțiune, nu? Da. Ce rost are să te agiți într-o mie de direcții când poți să faci o singură mișcare și să-ți rezolvi problema?
Dar mișcarea corectă. A spus că eu din câte știu, arta și cultura japoneză a pătruns în România prima oară la Cluj, nu? Sunt mai multe centre, e și în București, prin Florin Popescu. Noi suntem legați de Cluj. Mai este în Iași un centru foarte bun. A scos două cărți a Malinei, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. Clujul a câștigat supremația în privința asta datorită liderului său. E un om de afaceri care a investit în viitor și a ridicat un centru de arte și cultură japoneză. Acolo se țin și seminariile de Aikido. Și seminarii de origami, nu? Da, i-a învățat pe copii să facă origami. Așa, aici sunt poze de anul trecut, de la primul modul de artă și cultură japoneză. S-a pus accent pe limba japoneză, s-au învățat expresii și au venit două asistente de la Centrul de Artă și Cultură Japoneză din Cluj-Napoca. Ne-am trezit, noi am dorit să fim deschiși pentru 70-80 de participanți, atât cât avea sala mică de la Hotel Rapsodia, și ne-am trezit cu 140-150, cam așa au venit, și a trebuit să creăm două module, nu încăpeau. Foarte, foarte susprinși am fost. Și ca orice modul în lumea artelor marțiale, orice însușire trebuie verificată, și la noi sunt examen de centură, aici au fost verificați la final de modul toți. Și doar cei care au reușit să treacă acele forme de verificare au primit diploma de participare. Altfel nu, nici nu se discuta. Și cred că din 150 câți au fost ei, vreo 142, dacă nu mă înșel, au primit. Cei 7-8 care și-au dat seama că nu au reușit să-și însușească cunoștințele, nici n-au venit la examinarea respectivă, chiar dacă era o examinare de formă. Ori asta arată... O obișnuire cu examinarea. Arată valoarea acțiunilor noastre. Chiar nu vrem să ne batem joc de fiecare minut pe care îl trăim. Dacă tot e să ne apucăm să facem ceva, să facem calitate. Uite-te ce atenți sunt. Comparativ cu școala... Anul trecut, da. Anul trecut. Și asta va fi și anul ăsta, nu? La școala asta? Depinde. Sau asta va fi la Suceava? Noi o vom face la Suceava, pentru că ne-am pus obrazul față de sensei Florin Popescu. E mare, tare de tot. Că primăria aprobă sau nu aprobă de aici din Suceava, noi o vom face. De 19-21. Bun, dacă aprobă primăria să sprijine această... Sunt cheltuieli de transport, cheltuieli de cazare... Sunt o serie de materiale care trebuie puse la dispoziție. Am vorbit cu universitatea, am făcut adresa, am primit răspuns. Ne dă o sală amfiteatru, cred că sunt vreo 100 de locuri acolo. Sper să nu fim nevoie să facem iar două module. Da, na. Vor fi patru cursuri în cadrul modulului respectiv. Dacă nu mă înșel, am aici la mine ce și cum presupune pentru Suceava. Numai un pic. Doar că mă uit faptul că acei copii sunt foarte prinși în momentul respectiv, eu cred că au rămas și cu ceva în urma acestui seminar. De exemplu, în prima zi, pe data de 19, seara, universitatea mi-a spus că seara este de la 6 la 8, va fi o prezentare a lectorului, câteva fraze simple de salut, exerciții pe roluri cu lectorul, asistențe și independent pe grupe de participare, prezentarea geografiei Japoniei, întindere populației resurse, organizarea japonezilor pe caste, modul de învățare și perpetuarea artelor și meseriilor. Astea vor fi făcute acolo. Introducerea în fonetica japoneză, vocale, consoane, silabe, folosirea și pronunția romajii și o introducere în silabarul hiragana. Exerciții aplicative, folosim materiale special pregătite de Florin Popescu. Sâmbătă, în prima parte, de la 12 la 2,
la amiază, modulul 2, introducerea în scrierea japoneză, o prezentare scurtă a istoriei japonei, proverbe de zicători japoneze, silabarul katagana, exercițiile aplicative de cozi înainte, se revine asupra lor, și o scurtă retrecere în revista termenilor utilizați în artele marțiale. Modulul 3 din după amiaza zilei de sâmbătă, de la 4 la 6 va fi. Se va face o introducere în scrierea ideografică japoneză. Da? Ei au 4 scrieri. Să descrucim un pic virgulițele alea. Da, e o întreagă nebunie. Povești japoneze, analiza semnelor ideografice, cele 6 tipuri de ideograme și câteva expresii dificile, tipice pentru Aikido. E normal, el fiind 6 ani în Aikido și vorbitor erudit de limbă japoneză, să ne ofere și câteva explicații certe ale unor expresii pe care nici eu ca instructor n-am reușit poate să mi le însușesc. Iar duminică va fi de la 10 la 12, tot la universitate, și va fi o introducere în poezia japoneză. Waka, tanka și haiku, deja e comic. De haiku am mai auzit câte știune. Se va face o formă explicativă a rimei europene versus ritmul japonez. Ce este tanka, antologiile de tanka, cum s-a ajuns la haiku și haikurile celebre și ce este așa de special la haiku. Vor fi materiale cu fișe din literele silabarului hiragana, din silabarul katakana și forme exemplificative din elementele de poezie. Cui eu tocmai am dat citire la material. Cui se adresează? În special studenților și cadrelor didactice din cadrul Universității Ștefan cel Mare, instituțiile de învățământ care vor binevoi să ne trimită răspuns cu protocoale de colaborare în privința asta, pentru că în ceea ce privește gimnaziul și liceul, avem pretenția să ne trimită în formă organizată cine și cum participă și să fie însoțiți de un cadru didactic. Altfel nu-i primim, pentru că suntem direct răspunzători de ceea ce se întâmplă acolo și în lumea noastră a artelor marțiale, pe primul loc este disciplina. Și nu vrem să stricăm atmosfera întregului seminar de artă și cultură japoneză făcând disciplină. Nu e cazul. Profesorii vor alege, noi chiar credem în actul educațional pe care îl facem, nu mimăm actul educațional, nu avem pretenții financiare în privința asta. Dacă reușim să aducem plus valoare Sucevei, dacă reușim să aducem plus valoare Botoșanului, o vom face cu mare drag. Dar și pentru cei care sunt neîncrezători, Florin Popescu, căutare pe Google, nu? Sau, nu aveți decât, o să vă speriați de ce găsiți laudativ la adresa lui. Este un tip foarte modest, nu o să-l vedeți, nici nu o să ziceți într-o primă fază că are erudiția sa. Na, e foarte greu de adus la audațiu pentru că modestia lui nu-mi permite. Eu știu, pare ciudat. E un adevăr. Na. Bun. Când va fi practic seminarul? 19-21 aprilie. Luna viitoare. La 19-21 aprilie. Da. La universitate. La universitate. Sigur că da. Vom... Am primit răspunsul universității. Chiar... Nu, ziceam noi... De la Bucovina TV o să fim aproape și de respectivul eveniment. Super, pentru că nu este sport. Emisiune de cultură. Bucovina TV nu doar sport. Nu, mă refeream la tiparul actual. Trimitem pe cine avem. Avem și pe linia asta personal pregătit. Nu este absolut nicio problemă. Așadar, în perioada 19-21, pentru cei care vor să deslușească mai multe din direcția asta, sau mai bine zis, să deschid așa o portiță, pentru că eu unul din ceea ce mi-a spus, văd următorul lucru, se deschide practic apetitul pentru ceva. Asta faceți, deschideți apetitul. Asta este și ideea. În Suceava am cunoștință de la elevii mei care merg la Casa Copiilor, la centru, este și acolo. Ceva cu origami, centru, nu? Nu știu exact. Deci știu că se face parte de limbă japoneză
Am înțeles că este o profesoară foarte bună acolo. Suceava are ceva în privința asta deja. Încercăm să o facem în formă organizată, bine statuată și cu trimitere clară pentru, pentru ceea ce noi avem nevoie. Dar acum, la modul cel mai sincer, Aikido, eu îl văd ca o artă mai tradițională și mai apăsată și mai aplicată decât multe alte arte marțiale. Adică încearcă să păstreze foarte mult rădăcinile și în karate și în alte stiluri. În primă fază, marii maestri sau maestrii care au fondat respectivele stiluri au spus că nu există competiție, dar încetul cu încetul au ajuns și la varianta asta de competiție. Cum se pliază? Nu, întrebarea mea era următoarea. Cum se pliază gândirea, stilul ăsta tradițional japonez pe copiii români? Foarte greu. Efortul este de 3 ori mai mare. Îți spun o poveste comică întâmplată la Vaslui cu cel ce este instructor acolo de Aikido. A venit tatăl unui copil, a văzut ce se întâmplă la antrenament și băiatul a fost impresionat și a vrut să continue, să meargă mai departe. Taicăsu îmbrăca de bine din ceea ce mi-a povestit elevul meu de acolo. Și la final de antrenament, taicăsu chiar asta a avut formulare, bine, ok, acum spunem despre ce bani vorbim. Și Ciprian îi zice, păi sunt 70 de lei pe lună. Și taicăsu zice, cum, numai atât am dai? Dom'le, un afacerist pur sânge. Deși a scos copilul la produs, nu? Un afacerist pur sânge. Un penie. Na. Să nu crezi că nu sunt exemplare peste tot în privința asta. Nu ai ce face. Să aleg singuri. Să știi că cel mai bine merg cei care vin din într-o condiție mai modestă. Okay? Acel tată, părinte, care prețuiește 100 de lei, se implică mai activ în educarea copilului, pentru că 100 de lei pentru el înseamnă mult. 70, 35, cum e de exemplu pentru cei de la universitate, sunt sume modice, 35 de lei pe lună, să fim serioși. Dar multă astea... lume nu o să înțeleagă lucrul ăsta, vă spun și de ce. Practic, nu de puține ori aceste cheltuieli, și o spun în cunoștință de cauză și din perspectiva altor cluburi, abia dacă acoperă cheltuielile de funcționare... Vii cu bani de acasă, nu, dar nici nu vreau să fac vorbire despre asta, că nu mi-am propus ca să-mi găsesc mie, ce greu mi este. Nu interesează pe nimeni, să fim serioși. Nu. Eu altceva vreau să spun. Cei care au o condiție modestă sunt mult mai muncitori și mult mai activi. Marea majoritate a celor care vin din familii bune, din familii înstărite, chiar au venit patroni, foarte greu. Foarte greu. Formele educative lasă mult de dorit și dispar. Dispar tocmai pentru că încerci să faci ceea ce oricum, nici nouă nu ne convine să vină unul să ne tragă de urechi, să ne spună, vezi că o iei pe arătură. Și mai ales un copil. Și în momentul în care încerci să faci educație cu el, dispare, pentru că e tipic uman, la urma urmei, ce poți să faci cel mai rapid? Să renunți. Da, deci a spus că e de 3 ori mai greu, dar rezultate se văd? Atâta timp cât elevii mei pleacă zâmbitori de la sală și, cel mai important, elevii mei nu pică examen de centură. Și la noi examen de centură sunt reale, nu sunt falsificate. Și, uite, la Botoșani a fost penibil. A venit tot, e o familie bună. A venit mama unui copil să îmi spună că fiul ei ar mai veni la antrenamente, dar doar dacă îi dau voie să sară o centură, să dea pentru următoarea. Punea condiții ca să vină la sală. El nici măcar nu era pregătit de centura care urmea să... Normal, eu trebuie să-l propun. El era într-o competiție cu un alt copil, bănuiesc. Habar n-am. Dar faptul, nu m-a deranjat
ideea în sine, dar faptul că a avut tupeul să vină să-mi spună. Au fost minute bune în care am rămas perplex. Dar vorbim de disciplină, vorbim de demnitate, vorbim de onoare. Sunt doar cuvinte pentru foarte mulți. Din păcate, în România actuală, așa este, foarte sunt mulți. Doar cuvinte. Dacă eu fac astfel de afirmații și încerc să le fac cât mai des posibil, tocmai pentru a le impregna în mentalul colectiv al grupului coordonat și condus de mine și de soția mea, am doar un singur scop, să-i ridic din morcirla socială, să-i fac măcar 1 din 100 din cei care îmi calcă pragul dogeului vertical. Știu că sunt cuvinte. Nu. Dar asta trebuie făcut. Dacă fiecare ar încerca, bine, acum o luăm iară, mi-e și greu să vorbesc. E amăr mare. Da, da. În România. Trezește. 24 de ore din 24 pe zi. Da. Păi nu, asta voiam să întreb, dacă e mai greu la copii, pentru că și avem imagini. Nu copiii sunt de vină, părinții sunt de vină. Nu. Vreau să zic așa, dacă e mai greu cu implementarea Aikido-ului, dacă e mai ușor un pic la sabie, că slavă Domnule, cu săbii parcă sabia au mai fost mai... pe vremea lui Ștefan cel Mare. Și da, nu? Da. Ei, disciplina în katori și în toriu este mai puternică decât în Aikido. Sunt mulți care evită să vină la antrenamentele de sabie pentru că e greu să stai în aceeași poziție, să faci aceleași mișcări și antrenamentele sunt mult mai tradiționale. Uite, la săracul ține sabia invers. Acolo am văzut și eu. Tare. Așa, da, erați în capătul ăla de sală. Adică... Nu, a întors-o, gata. Am văzut. De exemplu, dacă scapă sabia din mână, trebuie să fac 1000 de flotări, dacă nu este dat afară din sală. Până acolo merge. Nu te joci. Nu te joci. Cum a apărut sabia asta? Cum a apărut katana? Anul 1476, alții spun 1480. Oricum, după Ștefan. Da. A apărut un maestru în Japonia, a reușit să codifice mișcările de bază, iar disciplina asta a katorii și shintoriu, doar dacă o împărțim pe bucățele, Shinto vine de la shintoism. Shintoism este o religie axată, avându-l ca pilon principal pe împăratul Japoniei. Ryu înseamnă școală. Katori este o formă explicativă a armelor tradiționale, cu trimitere preponderentă către katana, către sabie. Și în realitate, Tenshin Shoden Katori Shintoryu a fost și este o școală care a apărut din necesitatea de a pregăti elita gărzii imperiale. Asta a fost. Și secretomania lor în ceea ce privește artele marțiale pe studiul sabiei și a armelor tradiționale a fost dusă în paroxism. În realitate, aș avea o formă explicativă. Aikido, Aikikai și Katori Shintoryu sunt discipline marțiale și au un caracter elitist datorat experienței sutelor de ani ale samuraielor. Dar nu, când citiți, vă spun sincer, nu sună la fel de bine. Da. După al doilea război mondial... Vedeți, dacă aveți fițuică la dispoziție, parcă nu-i la fel. Știți ce vreau eu să spun? După al doilea război mondial, cererea pentru altele marțiale japoneze a crescut exponențial. Japonezii au fost și sunt elitiști. Nu permit chiar oricui. Și când au văzut că îi cam asaltează toată lumea pentru accesul la informații, au transformat artele marțiale în sport. Și ceea ce era în jiu-jitsu străvechi și aikido-ul modern de astăzi, au simplificat și au creat sportul judo. Și l-au dat. Imediat, europenii, americanii l-au asimilat, l-au făcut sport olimpic, au început să iasă banii, să curgă tot ce le-a trebuit
În privința asta, i-au liniștit. Au început să vadă partea samurailor și studiul de sabie. La bază este Kenjutsu și Katori Shintoryu. Nu au putut, sunt elitiști, nu pot să dea drumul chiar așa pe ochi frumoși. Și atunci au inventat sportul Kendo. Ei, sunt, cred că, 20 de ani de când Japonia s-a deschis, pentru că nu s-a mai putut să țină și au început să primească elevi din alte nații. Și în felul ăsta mulțumim Dorin, de exemplu, de la Cluj-Napoca, sensei Dorin, care și-a investit banii personali, s-a dus în Japonia, a cerut acceptul să fie primit ca elev. Și japonezii de la Umbu Dojo din Japonia, știi ce au făcut? I-au trimis un japonez să-l urmărească 2 ani de zile în Cluj. Cum se manifestă, cum se comportă, cum predă arta lor și abia după ce s-a întors la acasă și a spus, e ok, în România lucrurile merg bine, a primit acceptul de a preda în numele Dojo-ului central din Japonia. Și abia anul trecut a fost acceptat ca membru organizația Fundației Română de Aikikai a fost acceptată ca membră cu drepturi depline în Federația Internațională de Aikido. La ce folosesc cunoștințele din Katori Shintoryu? Te disciplinează. Numai să stai cu bochenul la mână ore în șir să faci aceeași mișcare, îți trebuie o disciplină. Să se formeze o disciplină. Posturile. Spatele drept mereu, atitudinea neșovăielnică în fața oricărui vicisitudini de zi cu zi, îți creează o verticalitate. Na, deci pe mine mă prind imaginile acum. Să agită copii. Dăm din bețe. Sunt exerciții de bază, ușor, ușor, până se formează, durează ani de zile. Cum spuneați, postură, atitudine. Sunt lucruri foarte importante pe care sau de care în alte circunstanțe sau peste care în alte circunstanțe trecem din păcate mult prea ușor. În ce hal putem să rezistăm tentațiilor numai noi știm. Fiecare dintre noi. Eu am o vorbă. Dă-i Dumnezeu să avem cu toții numai vicii vizibile. Copiii se bucură la partea asta de sabie? Marea majoritate, da. Dacă aș fi fost copil, mi-ar fi plăcut foarte mult. Da, pare mai interesantă, dar când ești acolo și muncești, încep să te doară brațele, te dor umerii, te doare genunchii. Picioarele de la pozițiile astea. Da. Și ăia care vor să renunțe la antrenament au o modalitate. Vin și se cer la baie. Deținut minte. Da, da. Pozițiile astea joase, cărui fapt? Erau foarte joase casele japonezilor. Și își făceau casele mai mici și atunci trebuiau să meargă așa. Și foarte multe lupte se duceau în interior. Și erau nevoi să lupte chiar acolo, din genunchi, de cum îi prinde. Plus că atunci când erau pe câmpul de luptă, dacă dintr-o întâmplare ajungeau pe jos, nu însemna că renunță la luptă, ci căutau să ajungă cât mai repede în genunchi și de acolo continuau lupta. Katori Shintoryu, Aikido, sunt stiluri de arte marțiale tradiționale bazate pe ideea de supraviețuire și nu de câștig. E diferență foarte mare. E și greu de explicat. Se formează în timp. E vorba de o mentalitate, de o atitudine. Comparativ cu Aikido, în Katori Shintoryu avem șansa să fim deschizători de drumuri. Și ăsta este motivul pentru care tragem tare. Și dacă dă Dumnezeu să obținem finanțare, am propus pentru Botoșani să ajungem la maestru Alain Floquet din Franța. Este elev al reposatului Sugino din Japonia. Și să încercăm să învățăm arta cât mai aproape de sursă. La prețurile ca orice lucru românești. Treia, patra mână se mai pierde câte ceva. Fiecare își aduce un aport personal și aportul personal înseamnă o invenție personală. Și de regulă ce este inventat nu-i musai să fie și bun.
pentru că aș îndrăzni să spun că nu de cele mai multe ori e prost, da. Dar nu vreau să jignesc pe nimeni, nu. Cât mai pragmatic, cât mai simplu. Sari, tai. Și după aia fiecare gest în parte. Ca și cum e ar avea. E o formă ceremonioasă acolo la final. Care reprezintă ce? Îl dor genunchii, se mișcă mai greu. Deja? Da. Deja? Hai că talina. Mă dureau genunchii cât m-am uitat doar, nu? Sunt câțiva chiar buni din Suceava, muncesc bine. Și... Dar nu prea am văzut centuri la Suceava, n-au fost invitați, nu? Sau... Nu. Până Aikido nu se dau centuri colorate. Se dau centuri colorate până în 14 ani la copii să-i încânte. Și e doar tipic românesc. În forma tradițională nu există centuri. Alea sunt inventate tot în partea de sport, a judoului. Tocmai de... Să încălzească, ceva, da, să te încălzească, să te prostească. Na. Da. Tradițional nu există. Ai centura albă care după ani și ani de muncă se negrește. Nu, deci cea mai bună soluție e să nu speli centura. Păi normal, nu se spală centura. De la atâta muncă, ea devine neagră. De când cu vopselele astea e greu să mai știi care și cum. Am avut o surpriză distractivă. A venit, s-a auto-invitat un tip din Germania să vină să lucreze cu noi împreună antrenamente. El spunând că este doi dani, tot ceva stiluri înrudite. Mi-era mie rușine de nivelul de pregătire. Nu vine a crede. Buzila, dacă nu mă înșel. Și relații foarte bune, culme. El predă la universitate Beirut, undeva prin Beirut, nu știu exact. Mi spune, am încercat o formă de colaborare interuniversitate între USV și universitatea respectivă. Ca om, ok, dar îmi dau seama că sunt mulți slabi și mulți fac de rușine artele marțiale. E păcat. Și asta mi-a adus aminte de stagiul din Pitești, când unul din greii aikidoului din România povestea că atunci când sensei Dorin s-a dus de la Cluj în Japonia și a cerut deschiderea Honbu Dojo. Honbu Dojo este, de fapt, Honbu Central din Japonia. Acolo este centrul aikidoului mondial să susțină dezvoltarea aikidoului în România. Ei au trimis un maestru, fost secretar al lui Yoshiba, maestru fondator, maestru care era cunoscut ca fiind foarte dur. Japonezii fugeau de el. Le era frică, le înghețau sângele în ei de frică. Ăla a fost trimis în România pentru că ei, japonezii, știau că românii sunt dintr-o bucată, că sunt duri și că ei trebuie să trimită un japonez care să facă față cerințelor românilor. Și în momentul în care, Fujita îl cheamă pe maestru, în momentul în care sensei Dorin s-a dus la Cluj și a spus am învățat, vă rog să mă primiți în organizație, japonezii, de unde sunteți? Din România. Și chiar au fost așa zeflemitori față de delegația românească și i-au întrebat, zic, dar cine ți este maestru? Și când a spus Fujita sensei, au înghețat ăștia și fugeau ca iepuri în toate părțile. Deci totul era până la Fujita. Ei, asta spune mult și despre caracterul românesc. Dacă îmi dai voie, eu cred că de fapt ei l-au trimis pe Fujita aici exact pe chestia asta. Bă, românii cum? Îți dintr-o bucată. Dintr-o bucată, din vreo 15.000 de bucăți. Nu, hai, îl dăm, îi liniștim. Nu, pentru că am văzut ce a făcut delegația românească. Poate și-ar fi schimbat părerea puțin despre noi sau cel puțin așa ne place nouă să credem. Ne-au învățat bine. Chiar față de noi nu au umblat cu prosteli. Pentru că în toate altele marțiale, să știi că japonezii arătau, dar nu explicau. Deci foarte puțin reușeau să înțeleagă ceea ce ei au un substrat real. Abia în ultimii 20 de ani, maxim 20 de ani, au început să se deschidă cu adevărat. Da.
Iar ca Tori Shintoryu este și mai elitist. Este un dojo central în Japonia, este atât de scump încât nici nu-mi permis să mă apropii de acel dojo și am găsit o formă românească, da? Am găsit maestru Floquet din Franța, care a învățat de la un japonez veritabil și atunci căutăm să devenim lideri naționali pe Katori Shintoryu pe bani puțini. Da. Cam asta este. Partea asta de sabie nu este în Japonia strict pentru partea masculină? Nu e o artă misogină? Și da și nu. Tiparul japonez, sabia era pentru bărbați și arcul cu săgeți pentru femei. Dar în realitate e vorba de calea războinicului. Na. Fiecare după aptitudinile sale. Unii s-ar putea să fi fost foarte buni în sabie, alții să fi fost buni în arbaletă. Nu știu. Asta, deja ceea ce facem aici se numește prezervarea tradiției și modalitatea prin care se poate deschide, se poate dezvolta caracterul viitoarei noastre generații. Folosindu-ne de subterfugiul ăsta al altor marțiale japoneze, e posibil să fie și altceva. Asta este calea mea. Puștiul ăsta, trebuie să recunosc că este extraordinar. Da, Teuțu. Este din Botoșani. Este alături de noi de 4 ani și jumătate, 5 ani. Foarte muncitor, foarte serios. În ultimii 2 ani de zile a început să zâmbească, era prea serios la început. Și sper să le iau cu mine în Franța. Sper. Păi aveți cu ce să vă lăudați. Da, da. Dacă o să... Cum e? I-ați învârtit cheița și ați dat drumul pe, da, pe salta, da? Da, da, da. Este și sunet la... Este și sunet, sunet. Dacă vor colegii să-l dea și în platou. Bine, și la demonstrație ați avut ce corecta, nu? Ei, nu mă pot abține. Nu, săracul Teuțu, dacă a văzut că e camera de filmat cu el, e motiv. Aici am mai trecut din emoții. Da, da, acum e și o poveste. Și atacul a fost unul mai real. Da, te-am spus. Și uite, te vezi, noi căutăm să rămânem sinceri. Daniel nu cade din complezență. Dacă simte o acțiune dureroasă la nivel făcută, de încheietură, la nivelul încheieturii, o să cadă. Normal că atitudinea lui Daniel este direct proporțională cu copilul pe care îl are în față. Dar nu ne înșelăm. Nu are rost. Nu avem ce câștiga jucând în teatru. Da, ar fi o tâmpenie. Aici, practic, îi blochează încheietura, nu? De acolo pleacă totul. Aici se numește kaiten nage, proiectarea în roată. Iriminage este proiectarea prin intrare. N-ajunge-l. N-ajunge-l. Trebuia să-l tragă mai jos. Ah, uite. Faptul că nu renunță, foarte bine. Cred că o să reușească în viață puștul ăsta. Eu zic că deja a reușit. Da, îmi ajută. Da, nu se aruncă doar din dragul de a... Nu,
Nu facem prost. Am pățit-o, cred tot așa, explicam o tehnică și trebuie să explic și posturile incorrecte. Le explic clar. Și la un moment dat Daniel a avut posibilitatea să mă sancționeze, să mă pocnească. N-a ezitat. Instinctual. Zic, măi, dar lasă-mă că explicam. Nu contează. Se la vii? Câți ani are puștiu? Teo? Teo, da. Sau cum? Teo, Teodor. 9 ani, 10 ani. Chiar îmi cer scuze că nu știu la ora asta. Cum spuneam, soția este administrator. O, Doamne, dar căderile astea iau o perioadă destul de lungă până sunt învățate, nu? Eu am o vorbă. Nimeni din practicanții de Aikido nu reușesc să scape măcar cu un număr, să nu și-l zdrobească. Nu, dar un număr toți îl ține nerocește odată și odată. Și le spun, căutați să fie cât mai târziu să intre virusul Aikido în voi. Că altfel... renunțați. Durerile uneori sunt mari. Asta e ultima demonstrație din cadrul antrenamentului. Da. Deci, cum spuneam, am încercat să dăm spectacol, nu? Da, păi, totuși. Da. Vinise televiziune. Da, era cu un scop nobil. Adică, da. Eu sper că după ce văd aceste imagini suceveni și văd că se poate practica Aikido la Suceava, eu sunt critic cu mine mereu. Dintre spectatorii noștri, cred că vor fi o dată în plus interesați. Știți, venim noi, vorbim aici și altceva, dar imaginea sunt altceva. Elevii în sală sunt. Saltele să lucrăm pentru toți, nu sunt, dar o să le aduc. O să încet o să le facem vreo ceva. Dar atâta timp cât există doritori, noi căutăm să rămânem cu prețurile cât mai mici, facem mereu calculul cât costă deplasarea la Botoșani la Suceava. Atât. Hai să vedem. Avem posibilitate? Bine. Mai putem să mai cumpărăm două saltele? Și am prins le cumpărăm. Moment, am prins și un moment foarte important și interesant totodată în... Da. Da, a devenit un obicei la noi. În momentul în care este ziua unuia dintre ei, vine și servește cu bomboane. Asta știți ce mi-arată mie exact la final de antrenament și cumva și la final de emisiune de astăzi? Cam ne apropiem și cu finalul, nu? Regia, mâinile sus. Câte? 3 minute? 3 minute. Practic, eu zic așa, Aikido, ăsta, la Suceava e și un fel de familie. Cu siguranță. Cu siguranță. Am făcut 3 ani de activitate, chiar să te uiți și au făcut cei din Suceava pagină pe Facebook, pe Aikido Suceava, chiar așa am înțeles că denumesc, și au scos câteva poze cu sărbătoarea celor 3 ani. Am făcut în dojo un mic antrenament, după care soția le-a făcut un tort și ne-am adunat cu toți acolo în vestiar la băieți și chiar a fost ok. Ce ar fi de spus așa ca de final? Zilele culturii japoneze 19-21 aprilie. Da, sperăm să fie de bun augur și o deschidere. Avem un stagiu bună. Pe Aikido în... Avem o grămadă de stagii. Într-o primă fază vorbim acum de ce... 19-21, că ăsta e cel mai aproape. Da. Se adresează oricui, dar numai să vină în sistem organizat. Nu e normal? Corect, ați zis. Nu vreți să faceți disciplină acolo. Trebuie facem să circ? Cu disciplină. Nu. Da. Nu. Chiar nu se adresează idioților. E o realitate. Scuze pentru franchețe, dar e o realitate. Asta este, câteodată e mai dureros. Probabil că așa e, sunt și... Aikido e elitist prin felul lui. Katori Shintoryu este elitist prin felul lui. Nu, la noi nu ajunge orice. Oricine. Nu.
se selecționează și sunt dese situațiile în care dăm afară sau pleacă ei conștientizând că au probleme atât de mari încât nu și le pot așa. Iar acolo pe saltea nu poți să fii un om ascuns. Crede-mă, nu poți să fii un om ascuns. Luna mai, seminarul de Aikido din Botoșani. În iulie 21-27, dacă nu mă înșel, în Temple Sârlot, aproape de Bordeaux, în Franța, seminar internațional de Tenshin Shoden Katori Shintoryu, conduce maestru Alain Floquet. Se adună toate organizațiile din lume. Canada, Statele Unite, Europa toată, Rusia, dacă nu mă înșel, este o grupă mică și în Moldova. Important este că Ucraina nu are, Moldova nu are bine statuat, România nu are bine statuat disciplina Tenshin Shoden Katori Shintoryu și... Suntem noi deschizători de drum. Eu asta vreau să fim și nu doar noi ca organizație, vreau să așez Suceava și Botoșaniul, ambele, să le așez ca fiind liderii, da? Organizațiile, cele două dojuri, să devină liderii naționali, da? Pentru toată România pe disciplina Tenshin Shoden Katori Shintoryu, cu deschidere către Ucraina, către Moldova, dar asta... Astea sunt gânduri mari. Haideți să fim măcar pe regiune. Într-o primă fază... Să fim pe regiune. Să reușim să aducem maestru aici. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Vă mai aștept. Doamne ajută. Hai. Doamne ajută. Succes. Stimați respectatori, atât pentru această ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Alături de noi a fost Cristi Cărare, un prieten de-al emisiunii. Până la momentul reîntâlnirii, toate cele bune și tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească.